rentabilitate mai mare și în același timp, deci poate o cooperativă agricolă poate fi recunoscută ca și grup de producători. La grupurile de producători, Direcția Agricolă vă poate urma pentru recunoaștere la Ministerul Agriculturii și noi vă stăm la dispoziție cu toată documentația. Deci, practic, asta este o persoană juridică, da? Constituită pe ordonanța 137 și 338 legea, dar în același timp este constituită ca să doar în momentul când se recunoaște și începe să fie recunoscută de Ministerul Agriculturii, înseamnă că în spate are o producție de vânzare. Are niște membri care au produs și la rândul lor produsul obținut este vândut prin grupul de producători. Bun. În afară de grupurile astea de producători, cum mai pot fi? Deci o cooperativă poate fi recunoscută ca și grup și o societate comercială și o societate agricolă și asociațiile și fundațiile, după ce fac producție, pot fi recunoscute pe grupuri de producători. Trecem pentru peste scop ca să nu mai ne... așa. Ce pot să vă spun? Alte forme de asociere înseamnă Uniunea asta de ramură, unde intră mai multe cooperative, da? Înseamnă o IPA, organizațiile astea, societățile astea agricole și o IPA care înseamnă, de fapt, organizații interprofesionale pentru produse agroalimentare, din care fac parte cooperative, asociații și care poate fi recunoscut la nivel european sau mondial. Acum, legat de ce înseamnă măsurile care pot fi accesate, domnul consilier v-a spus, dar pe ceea ce înseamnă măsuri în care pot participa și formele asociative, sunt măsurile de modernizare a exploatațiilor, deci investiții pe patru, unde pot participa cooperativele și grupurile de producători. Mai sunt cele pe sprijin pe investiții și pe comercializare. Mai sunt cele de infrastructură, unde pot fi și asociațiile, da? Și obștile, și cooperativele, și grupurile de producători. Fie pe, eu știu, când spunem infrastructură, înseamnă drumuri, poduri și așa mai departe. Și după aceea pot participa la ce înseamnă, ca și beneficiar, pe măsura 6.2, însemnând servicii non-agricole, da? Sau pot pe 6.4, ce înseamnă pensiuni agroturistice și servicii turistice. Deci astea sunt măsurile. Bine, mai sunt măsuri, le-a prezentat și domnul Ocran, e vorba de modernizarea infrastructurii la scară mică, sau mai, eu știu, vorbim aici și de înființarea de la grupuri de producători și cooperare între ce înseamnă GAUL. Nu mai vorbim de lider de GAUL, care e pe măsura 19.1 și 19.2. Dar, dacă rețin-o, domnul Popa, vă rog frumos să mă contraziceți dacă eu nu am reținut bine. În întâlnirea noastră de la Constanța, când se făcea strategia pe gală, a fost la un moment dat un proiect atipic, da? În care se prevedea înființarea de către GAL a unei cooperative. Nu, noi n-am acționat pe treaba asta, ci am mers direct, m-am prevăzut să putem acorda finanțare pentru funcționarea, zic eu, la 2-3 cooperative, pe perioada de timp. Nu pentru ființare. Ființare o să ne ocupăm noi separat de finanțare. Da, asta nu e direcția. Da? Nu știu dacă vreau să direcție. Noi fără direcție. Noi mergem așa. Avem o direcție. Singur. Da, păi o direcție a oamenilor de aici. O direcție. Nu știu dacă ne trebuie neapărat o direcție, că din cauza direcțiilor am ajuns unde suntem acum. Deci omorâm muntele din cauza lipsei atenției asupra oamenilor care sunt în munte. Nu vreau să mă contrazic. Vreau să completez pe domnul primar Gogoriță și să reiau. Marea problemă a muntelui este lipsa cadastrului funciar. Cadastrul funciar a existat, măsuritorul s-a făcut până în 1990, există calcul la fiecare OCPI, dar descentralizarea acestei activități și taxele mari au ajuns unde suntem acum, că trebuie să plătească omul câte 7 milioane pentru fiecare bucățică. Așa. Noi avem 20 de bucăți, 30 de bucăți, ca ce au făcut părinții și uncheșii noștri, și ajungem la 100 și ceva de milioane pe greu de susținut. Da? O reducere a măcar a taxelor către stat. OCPI-ul sunt funcționari de stat. Plătiți din banii și impozitele noastre. Nu trebuie să-i plătim de două ori. E suficient că plătim taxe și impozite la stat, și atunci, domnul de la OCPI să nu mai perceapă taxe, e suficient să plătim pe cel care măsoară terenul.
Ca la mine, există un program acum de naționale. Este un program care bă, eu l-am adus în opinia publică la noi, cel puțin, și am spus, domnule, găsim modalități. 60 de lei pe carte, per carte fungiară asigurată de către bugetul de stat, să zic așa. Și am spus, chiar am discutat cu oamenii și nu au venit. Tocmai asta este, că trebuie să existe interes și din partea celor beneficiarilor, să zic așa. Că am spus, domnule, găsim o modalitate cu cel care fac măsurătorile în teren, mai dă 100 de lei de fiecare carte fungiară și costă 60 de lei. Am găsit om care să vină și să facă lucrul ăsta. Ei, dar oamenii nu s-au interesat. Deci eu nu pot să mă duc să trag de mână pe fiecare om. Haideți, veniți și faceți asta. Am spus, am publicat. Acum aștept feedback-ul de la fiecare dintre noi să putem să realizăm acest obiectiv. Că, na, deci sunt mai multe. De asta spun. Deci totuși niște inițiative au fost, cel puțin la nivelul comunității noastre. Eu spun că în toată zona problema e majoră. Carte financiară, o să ne lovim peste un an sau peste doi de subvenție, o să ne lovim tot ce înseamnă proiecte cerute acolo, da? A doua chestiune este piața. Noi vorbim aici de niște chestii ipotetice și cu cooperativa și cu producătorii mici sau mari. Piața este ocupată la această dată. Fie că este ocupată de supermarketul și acolo cu greu intră marile firme sau marile producători de carne, de mezeluri și așa mai departe, cu taxe de rafie. Nu intră, că sunt multinaționale, hai să spunem clar, deci sunt pe ăsta și nu intră. Deci interesul este să nu intre. S-a distrus piața noastră directă. Noi suntem zonă necooperativizată, tata au fost 7 frați, 4 doctori în științe agronomi, dar tata țăran de la Podru, acolo e piața. Piața Matache și cu piața Obor. S-a ducea frumos, plătea la 1 ianuarie și asta a trebuit să revină, 15 ianuarie, taxe și impozite la stat. Plătea ADAS-ul cu care și asigura producția agricolă și cu animalele și primea un certificat de producător. Fără 70 de hârtii, fără 70... Și cu ăla se ducea la Brașov, primea cotă de motorină care era cu mașina și puteam intra lejer pe această piață românească. Nu ai loc pe piața românească, nici ca producător local, nici ca producător, să zic, de produs tradițional. Da? Am ajuns să vindem ușă la ușă, dor to dor. Deci colegul nostru așa vinde, deci are inventat. Și ultima problemă este că ne-am axat foarte simplu, zice, pe tineri. Pe tineri, fermieri, până în 20 de ani. Doamne, noi avem un capital extraordinar plecat din zonă. Deci ăsta este capitalul mai important decât cel care a rămas aici de 16-17 ani. Avem oameni plecați de 7-80 ani, iar politica națională nu sprijină prin PNDR, revenirea lor la casă. Pentru că ăla, dacă a lucrat 7 ani în Italia sau în Franța sau acolo, are o expertiză. Da? A învățat pe propria lui experiență cum să mulge vaca acolo, cum să face brânza chiar cu muște, nu ca la noi câte să vină cu inox. Da? Am văzut și noi toată lumea asta, să știți că nu suntem ținuți doar aici. Restrictivitatea condițiilor puse prin condițiile minime pentru mici producători este excesivă. Dacă tata și cu mama n-a murit până la 80 de ani mâncând mâncare, de ce să nu primească acasă, în casă cea mare, pe cineva care se lasă un bănuț și să mănânce cu el mâncarea de acolo? Trebuie aviz de la DSVSA. Nu mai vorbim aici murim. Deci, da, să cere asta la noi în România, că când eu am fost în Grecia, asta 14 ani de zi. Eu am încheiat. O scoate, vă scuza, domnule. Astea sunt probleme care... O scoate la vechetat în România, iar o poștire să vină în doi linii când la vorbim. Și am venit ăla să nu merg bine de SRA-ul ăla, să mai lucru. Dar are și animale asigurate, că la noi încă nu s-a făcut cu asigurarea animalelor. Adică n-am venit, moară, nu ce-au făcut. Au doi la urmă, o fermă fermieră acolo, dacă vrea să fie o cadă, că nu s-a făcut asigurarea. Am terminat. Nu, era oferta de cursuri de la Direcția Agricolă pe ce înseamnă constituire din forme asociative, cursuri de formare profesională în meseria agricole, instruirile pe care trebuie să le faceți la ABIA, dar cele 40 de ore dacă aveți agromedici sau agricultură ecologică, trebuie să veniți la voi să consulieți. Și ce înseamnă... Asta este, așa ce e apa. 5 ani când ieși în anul întâi de agromediu, pe 5 ani când stai certificat de calificare, în ce înseamnă o instruire de 40 de ore cu specialiști, cu lectori. Am scos agricultura de școală. Deci noi toți am văzut agricultura în sală, agricultură și școală. Da? Și acum devenim doctor docenți în 200 mâini.
Apar n-are nimic cu gând. O să vă prezint o problemă pentru cei care, pentru toată lumea, bineînțeles, care aici, dar în general cei care au un produs, care vor să-l certifice, care vor să-l vândă și ce trebuie făcut în accepțiunea de produs montan. Produs montan. O să vă spun înainte un singur lucru. Am lucrat la cel mai mare combinat de fire și fibre sintetice de la Sâmnești 17 ani de zile. Acolo am făcut o școală profesională de chimie. Am lucrat în vechiul regim, pentru că aici vreau să ajung cu câteva probleme care erau de o organizare, de o funcționare, știm foarte bine, sau cei mai mulți dintre dumneavoastră știu cum erau lucrurile. În 90 am avut anumite responsabilități, să zic, spunem, la nivelul administrației publice locale și le-am spus la foarte mulți oameni. Era vorba de unități administrativ-teritoriale. Multe comunități încă n-au înțeles, nu înțelesese că lucrurile se schimbase. Și acolo unde nu au avut conduceri, primari și toată echipa respectivă bune și n-au înțeles mersul lucrurilor, că nimeni nu-ți mai dă nimic, nu mai e nimic planificat, centralizat și trebuie repede să te repliezi, să te schimbi prin mentalitate, să vezi care este ideea. Unele au plecat. Au plecat înainte, vă spun, din județul Neamț. Am lucrat 15 ani la nivelul prefecturii județului Neamț. Am lucrat 5 ani la Garda Financiară și 5 ani la Agenția Națională de Privatizare în acea perioadă când a fost cu Poniada. Știți dintre noastre, nu? Bun. Ce se întâmplă? Unitățile care au înțeles, au avut echipe bune, primarul a lucrat cu viceprimarul, cu consiliul local, comunitatea înțeleaptă, au făcut progrese. Astăzi sunt foarte departe. Care nu, sigur, s-au trezit mai târziu, au fost schimbările rapide, sigur, la 4 ani, la 8 ani, depinde de primari, unii sunt și astăzi și bravo lor. Și în partea asta-altă, lucrurile la fel sunt. Și agenția va trebui, într-adevăr, cum a spus două primari, și este o sarcină și nu e o sarcină, ca să putem să stabilim unde vrem să ajungem, cum vrem să arate munții României peste 20 de ani, 10 ani. Trebuie să știm unde suntem și apoi să venim să facem o strategie, un program, o legislație, surse de finanțare. Dar cei care trebuie să miște, cei care trebuie să ia decizia, cei care trebuie să facă o cooperativă, veți fi tot dumneavoastră. Eu vă spun cu mâna pe inimă, ca un om care o viață întreagă, și v-am spus că am luat-o de la operatori chimici și am muștit-o în viață întreagă și am păscut și oile, păscut de cioban, și când vin aici și am o sarcină care mi-am asumat-o să pun pe picioare o instituție, domnilor, e adevărat, sigur, cum spune domn primar, ghiduri, domnule, stufoasă, domnule, ne asociem, noi trei, totul ține și de primar, domnule, sunt cooperative, am fost cu domnul inginer la Frumoasa. Domnule, primarul a inițiat o cooperativă, domnule, și funcționează ca pe roate. De ce? A dat credibilitate, totul funcționează, totul e transparent. A spus cineva foarte bine, domnule, omul din vârf este cheia, să știți, președintele cooperativei este cheia. Dar președintele trebuie să fie de o ținută morală și profesională, să aibă un management, totul să se discute, să ia decizii. Și într-adevăr sunt cooperative, nu avem nici timp și nici tema de astăzi, care să dăm niște filme, care funcționează. Am fost la Cristurul Secuiesc, am fost și am văzut cooperative. Ne preocupă să înființăm cooperative, dar nu de dragul de a le înființa ca să avem număr. Câte cooperative avem? Ca să progresăm, pentru că bunăstarea, toată lumea muncește, sau noi, ca obiectiv general, ce avem? Bunăstarea comunităților montane. Bunăstarea înseamnă, să spunem, și parte de nivel de trai și de salariu și exploatația să devină loc de muncă pentru două, trei persoane și pensie și toate, dar și probleme de apă, de canal, de comunicare și așa mai departe, ca oamenii să nu mai plece de aici. Adică eu vă spun, dacă nu vă organizați, nu stați de vorbă, nu vă informați, cei care știu, grupuri de informare, comunitățile, noi o să venim o dată, de două ori, sigur, venim că știm că trebuie să, o să mai vină nu știu cine, dar dumneavoastră
Tot în stadiul ăsta o să rămâneți. Dacă nu vă mișcați, dacă nu treceți de niște bariere. Dom'le, ăla a făcut, cum a făcut? De ce a reușit? Nu se poate, nu se poate, vă spun. La urma urmei, puterea e la dumneavoastră. Multă lume crește... Dom'le, ce se întâmplă și cu, cum spunea și colegul meu și domnul, și domnul primar? Dom'le, stufoase, vine un nou ministru, dom'le, îi cheamă pe toți de la ape, de la fir, dom'le, mai subțiați-le, nu știu ce. Dom'le, le subțiază beții oameni. Cum dracu se face când într-adevăr? Acum nici libere nu le poate lăsa, pentru că sunt niște cerințe, sunt niște probleme care trebuie și ele așezate după niște lucruri, dar le putem depăși, le putem căuta. Ce vreau să vă spun, dați un pic, domnule, la a doua pagină. Da, mai. Orice mare companie, dacă are un produs, din momentul planului de afaceri, prevede și promovarea produsului. Și bineînțeles, prin toate canalele de televiziune și radio și mai departe, comunitatea europeană a constatat că fermierii mici din toată Europa asta nu pot să-și promoveze produsele. Și atunci a gândit un sistem de scheme de calitate. Scheme de calitate care sunt la nivel european și sunt câteva cunoscute și o să vi le spun. Și, bineînțeles, scheme naționale. Mulți dintre dumneavoastră poate ați auzit de indicație geografică protejată. Adică o să vă spun în câteva cuvinte și pe înțelesul dumneavoastră. Ce se întâmplă dacă pe o anumită zonă, solul are o specificitate de anumite, să zicem, minerale, e mai sărat și iarba aia îi dă o anumită calitate și brânza respectivă, într-adevăr, nu se mai regăsește nicăieri și cooperativa sau firma vine cu o brânză frumoasă, făcută, aranjată, etichetată la un standard, într-adevăr, face demersurile să o certifice la nivelul european. Adică, pe o anumită are, într-adevăr, produsul respectiv are o specificitate. Fie că este denumire de origine protejată, adică, domnule, numai zona respectivă e protejată, nu mai vine nimeni cu brânză de nu știu care. Fie că este produs tradițional, fie că este rețetă tradițională sau care sunt. Ele sunt făcute să sprijine acești oameni să poată să iasă cu produsul respectiv, să fie recunoscut, să fie căutat, să vină lumea, domnule, mă duc acolo să văd și eu, să mănânc și eu balmuș sau nu știu de care anume. Aceste scheme de calitate care, sigur, la această dată sunt câteva, sunt cele 3-4 europene, produsul tradițional, produsul, rețetele tradiționale, momentan s-a venit cu o nouă schemă de calitate pentru munte. Acum, ce se întâmplă? Nici o lege nu apare, nici o HG nu apare și nici și la nivel european, dacă nu este o presiune, nu este un lobby, nu este, adică trebuie să forțezi printr-o formă sau alta organismele respective să vină în sprijinul comunităților. Această instituție euromontană, despre care domnul primar vă poate vorbi foarte mult, este o organizație europeană care prima dată, în 2000, parcă, ați fost atent, nu? Apără interesele muntelui la nivel european. Și sunt organisme naționale care sunt membre în euromontană. În fiecare an are loc o conferință. La finalul conferinței, de principiu, înainte, și la acea conferință de la Trento, s-a făcut o expoziție de produse montane. România a fost prezentă, a fost și domnul primar. Domnul profesor Radu Rei era vicepreședinte Euromontana. Nu numai atunci au rămas uimiți de bogăția bunătăților, de calitatea lor, pentru că de fiecare dată se făceau, și știți, de fiecare dată, la noi când venea cineva, grupuri, de unde vin străini, rămân uimiți. La final, în rezoluția finală s-a specificat recunoașterea specificității și promovarea produselor alimentare din zona de munte. S-a lucrat, o să fiu scurt, s-a lucrat în echipe, în 2005 s-a scos Carta Europeană a Produselor Agroalimentare de Munte. Dați, domnul inginer. Ei, în baza acestei
acestui document și a câtorva idei și principii s-a construit legislația europeană, care e compusă din două regulamente și legislația națională. Dați înapoi, domnule general. Ei, ce se întâmplă? Principiile sunt așa, materia primă trebuie să provină din zona de munte, adică orice produs care va fi certificat produs montan trebuie să îndeplinească câteva cerințe care se regăsesc în legislația europeană și națională. Materia primă trebuie să provină din munte, cu câteva excepții și vi le spun, prelucrarea, procesarea să facă în munte. Bineînțeles, avem grijă cu folosirea asta rațională, adică să avem grijă și de generațiile viitoare, să nu afectăm mediul și biodiversitatea și transparența informațiilor pentru consumator. Pentru că la urma urmii certificarea pentru consumator, ăsta este rolul lui, să-i dea garanția că ceea ce scrie acolo și produs este făcut după un anumit standard. Haideți, domnule. Sigur, de ce trebuie să introducem, în primul rând, să dezvoltăm acea bunăstare? Asta am spus și la început, valorificarea produsului montan este cheia dezvoltării zonei montane. Valorificarea lui prin toate formele posibile, în așa fel încât să-i dăm plus valoare. Să demonstrăm că produsul de la munte are anumite calități date, știm foarte clar, de apă, de aer, animalul circulă, nu știu ce, nu are toxine, de polifloră, poliflora asta care e atât de bogată, cu atâtea plante medicinale, toate aceste caracteristici demonstrate și încă se demonstrează că el este aparte, trebuie tratat, certificat și respectat. Haideți, domnule. Acum ce se întâmplă? Sigur, aici nu o să reținem foarte mult, că toate instituțiile europene, statele membre, autoritățile locale, agricultorii, consumatorii, toată lumea trebuie să se implice în acest proces. Autoritățile locale, sigur, prin grupurile de acțiune, prin toate formele, trebuie și consumatorul, și agricultorul, toată lumea trebuie să fie interesată. Adică nu există cineva care, din punct de vedere al legislației, sunt două regulamente, vi le spun, poate nu o să intru în ele. E un regulament 1151 din 2012 privind schemele de calitate care spune pentru prima dată produsul montan trebuie într-adevăr legiferat și deleagă sarcina Comisiei Europene să scoată un regulament 665 în care să stabilească condițiile certificării produsului montan. Și spune, statele membre trebuie să implementeze aceste reglementări. România, Italia și Franța sunt printre primele țări care au trecut la acțiune. Noi și francezii suntem printre primii care deja suntem și cu legislația națională. Fiecare dintre dumneavoastră care are un produs și într-adevăr este la un stadiu de prezentare, de vânzare, aici lucrurile sunt foarte simple, nu trebuie să arătăm că are o rețetă, care trebuie să arătăm că produsul ăsta vine din munte. Și atunci sunt câteva cerințe simple și clare. Dați mai încolo, domnul general. Din punct de vedere al materiei prime, materia primă care în general poate să fie, în general, lapte, carne, fructe de pădure. Materia primă trebuie să vină de materia produsele de origine animală trebuie să provină din munte. Animalul să provină din munte. Și se poate simplu și o să vedeți demonstra. Lăsați acolo, domnule. Există două excepții. Fermierul a cumpărat un animal. Bineînțeles, l-a crescut și îl procesează și vrea să, în producția lui de produse montane. Condiția este ca ultimele două treimi din viață să fie în munte. Adică, domnule, l-am achiziționat, dar ultimele două treimi trebuie să fie crescut în munte. Și problema transhumanței, care și ea trebuie, cum să vă spun, adusă în discuție, ținând cont că păstoritul,
muntele, îl identificăm într-un fel păstoritul, care în afară de, de partea economică are și partea culturală și condiția este ca o pătrime din viață să fi păscut pe bășuni montane. Pentru că una din condiții, animalul, materia primă, să vină din munte, cu cele două excepții. Din punct de vedere al hranei, și aici lucrurile sunt legiferate și sunt câteva excepții. Cu toții știm și am auzit și în discuție de, de față că nu reușim să asigurăm din surse proprii hrana animalului. Și în special ne referim la hrana pentru sezonul de rece, fânul. Și atunci există totuși înțelegere că acest fân să fie adus din afara muntelui, dar nu mai mult de 40% la rumegătoare în unități de substanță uscată. Bineînțeles, face referire și la porcine și așa mai departe. Haideți, domnule. Produsele apicole și ele sunt prevăzute și reglementate cu condiția să demonstrăm că polenul a fost cules din zona de munte. La producția vegetală, indiferent cum se cheamă ea, planta să fie cultivată în zona de munte. La ingrediente se face și aici referire, cu mențiuni știm foarte bine că sunt ingrediente care nu se regăsesc în zona de munte. Procesarea. Pentru că vedeți de ce s-a dorit să se vină cu certificare, pentru că există peste tot produse de munte, produse de la munte. Și atunci consumatorul sigur se vede că este, să spunem, înșelat și atunci trebuie luate măsuri. Pe această problemă de procesare în munte și pe dorința ca procesarea să facă în munte sunt două lucruri. Uniunea Europeană a dat voie ca totuși anumite activități de procesare să se poată face în afara muntelui, dar nu mai mult de 30 de kilometri cu acordul statului. Adică fiecare stat este, stabilește dacă este de acord sau nu. Și de ce a făcut acest lucru? Că s-a gândit că sunt foarte multe zone unde nu există unități de procesare, fie pe lapte, fie pe carne, și atunci fermierul ce să facă cu materia primă? Dacă faci o reglementare, trebuie să te gândești la toată lumea. Când s-a lucrat în România, când s-a lucrat la această legislație și special la ordinul respectiv de punere în practică, s-a spus așa și în baza informațiilor din teren. Tot ce înseamnă procesarea laptelui se face numai în munte. Pentru sacrificarea animalelor, numai sacrificarea, s-a dat libertatea de a se face în afara muntelui până la 30 de kilometri. Dar de ce? Sunt foarte multe județe cu zonă montană care nu au un centru de sacrificare. Și dacă tu nu ai, dacă nu e la 30 sărat. Kilometri, că nu există, deci de la noi până la stați un pic să vă dau răspunsul. În afara faptului că există, doi la mână este că nu poți să treci peste norma europeană. Dacă ei spune că statul poate deroga în cazurile respective, dar nu mai mult de 30 de kilometri. Adică eu chiar dacă, să zicem, stat român, vreau să vin în sprijinul pentru fermier, pentru colectivitate, vin cu legislația asta. În primul rând că există, dar în al doilea rând oricum n-aș putea să o fac, pentru că altfel nu mai există siguranța că produsul ăla este de la munte, că aici e toată cheia succesului. Și abatorul. Haideți mai încolo. Dați un pic. Cine poate să depună o cerere cu un caiet de sarcini la direcția agricolă în vederea primirii pe produsul lui? Adică certificarea se face pe produs. Eu vreau să-mi certific produsul respectiv, brânză de măruja. Persoană fizică ce deține atestat de producător eliberat în conformitate cu prevederile legii. Societăți comerciale înmatriculate conform legii 31,
persoane fizice autorizate, cooperative agricole și societăți de cooperative agricole. Am plecat și obștele și compozitorul. Acolo există un traseu care este simplu, simplu și nu o să-l citesc. Producătorul. Domnule, mă duc cu o cerere și un caiet de sarcini care se regăsește în legislația respectivă, în ordinul 52, mă duc la direcția agricolă. În același timp trebuie să-mi deschid și un registru special de autocontrol. A să zic că în acest registru special de autocontrol eu o să trec totul. De unde am luat pânul, dacă am luat, de unde am luat animalul, dacă nu e de la mine din fermă și toate lucrurile astea. Direcția agricolă prima dată ce face? Vede dacă unitatea de la care vii e în zonă montană sau nu. Dacă nu e în zonă montană, la revedere. Dacă e în zonă montană, îți verifică documentația. Dacă are nevoie de ceva, ți le cere și așa mai departe. Vine și la fața locului în cazul în care toate lucrurile sunt bune și vede cum stau lucrurile. Că ai scris acolo de procesare, de fructe, de nu știu ce și așa mai departe. Constată dacă sunt condițiile îndeplinite, se încheie o notă de constatare care ajunge la minister și vi se propune certificarea dumneavoastră pe produsul respectiv. Veți fi înregistrat în Registrul Național al Produselor Montane și pe produsele respective, unde scrie denumirea brânză de năruja, de sub scrie produs montan și numărul din Registrul Național. Și atunci omul va ști că produsul dumneavoastră vine de la munte, care, și sigur, anumite calități, dar are această certificare și lui îi va da încredere. Și după ce îl va consuma o dată, de două ori, de trei ori, va vedea că el este și, să spunem, de aceeași calitate, care nu se schimbă de la o zi la alta. Domnule, mă dați un pic. Mai. Aici sunt niște lucruri legate de caietul de sarcini, mai, că vreau să explic mai încă o dată. Uitați, stimați domni, aici este un proiect de început, să zic așa, un mod de a se ajunge la produsul montan. Sigur, e acest, aici, pe prima linie cu verde, sunt materiile prime organice, lapte, carne, fructe de pădure, plante medicinale și aromatice. Fie pe fiecare materie primă în parte, fie pe toate la un loc, fie pe două din ele, fie pe câte vreți, se poate face o cooperativă. 5 oameni de bază, serioși. Problema la cooperativă știți care este? Trebuie să o faci în scopul de a veni în sprijinul unui grup mare de membri. Nu eu și, sau noi cinci ne facem o cooperativă și cum să vă zic, vedem, noi strângem laptele, cum facem și alte lucruri. Trebuie să rezolvăm problema comunității. De asta e cooperativă. Și primul lucru, trebuie să plecăm de la o nevoie. Nevoia care este? Prețul mic la lapte și la carne. La lapte mi-e ușor să dăm un exemplu acum. Ce poate să facă în prima fază cooperativa, să spunem? Poate să organizeze, să colecteze o cantitate mare de lapte și, într-adevăr, să negocieze cu un procesator un preț mult mai bun. În etapa a doua, sigur, mai multe cooperative să facă o cooperativă de gradul 2 și atunci să depună proiect, să facă o unitate de procesare pe un areal de 2-3 comune, 5 comune și mai departe, să vină cu un produs specific. Și toată lumea va veni să cumpere, nu știu, telemea din Năruja, care nu se mai găsește. Produsul montan, sigur, el poate să vină și din ferma de familie, poate să vină și de la un SRL, poate să vină și de peste tot. Cel mai important este, a spus bine și știm cu toții, domne, nu ne apucăm de o treabă dacă nu știm cui îl vindem, cui îl dăm. Piața este prima problemă. Din exemple care le știm și peste tot unde am mai fost, ce se întâmplă? Nu există, și aici trebuie să lucrăm, magazinul fermierului. Cooperativa, fermierul, nu trebuie să se zbată, să dea de ceasul morții, să mai certe cu ea de la Uniunea Europeană să intre pe supermarket, pe market, care oricum nu te vede. Noi trebuie să ne facem magazinul fermierilor, domnilor.
într-o mare încrucișare de drumuri, unde trece atâta lume și unde se vândă de toate, domnule, și mere uscate, tăiate frumoșel, și pâine, și toată lumea care trece și își face cumpărăturile. Așa funcționează lucrurile, așa merg lucrurile, așa trebuie să facem și noi. Chiar dacă mai târziu, dar să știți că nu este scăpare. Cine pleacă primul, a luat startul, cine nu, tot timpul va. Eu vă spun din inimă, nu vă spun așa că sunt aici, le-am fost, le-am văzut. Mă zbat, uitați, acum mă duc la Zlatna, mâine la Soveja și plec direct la Zlatna, unde se întâlnesc două tabere. Pe problema lânii. Unii care să valorifice lâna pentru textile și unii ca material termoizolant pentru industria construcțiilor. Și mă duc pentru că toată lumea, cum să face, ce să facem? Guvernul, într-adevăr, a prins un punct acolo cu centrele de colectare a lânii. Dar sunt în stadiu zero. Nu colectarea e problema. Problema e cine o folosește. Iar în industria construcțiilor, domnul Popa, este cea mai mare cerere, s-a demonstrat că este și mai sănătoasă, și mai bună, și mai ieftină. Numai că știți ce n-au constructorii. Domnule, nu au certificare, domnule, nu au standardizare, pentru că nu poți să faci un proiect de construcții în care izolarea se face cu lână, pentru că vine ISU și mediul și nu-ți dă autorizare. Noi asta trebuie să rezolvăm, pașii ăștia, o foaie de parcurs repede și nu la ministru X, Y, Z. El nu poate comunica cu altul. Poate, dar nu rezolvă. La premier, domnule, dacă te angajezi să rezolvă o problemă națională, pentru că aducerea oilor în munte, să știți o problemă, muntele are un număr mare de oi la general, dar numărul fermierilor este foarte mic. Noi ne trebuie oaie în munte, în gospodărie, de ce? Ca să existe, cum să zicem, bălegar, gunoi, ca să întreținem flora, să întreținem pășunea, pentru că altfel moare. O să avem numai de la cum se cheamă? Așa. Și s-au dus munții. Și degeaba. Va să zic că animalul e legat de polifloră, omul e legat de produsul de la munte și tot lanțul ăsta, dacă nu-l tratăm în întregul lui, n-am făcut nimic. Strategia care a spus-o, așa este, noi trebuie să o luăm de acum, să lucrăm la o strategie 2 ani de zile, care să fie valabilă 2020-2030. Dar, într-adevăr, trebuie să, întâi să vedem cum am vrea noi să fie fermele, munții, și apoi să stabilim programul, legislația și trebuie să le punem pe masă, trebuie să-i obligăm, să zic că se mențineți. Nu va vrea un act de lumină presiunea. Aveam o întrebare. Deci la asamblea nu se ia în considerare și el. Domnul inginer, unde e iepure? Da. Dar nu la dimensionarea fermii. Păi pentru că la Ardea nu văd niciun sprijin, clar să nu e parte. Păi nu pentru sprijin, pentru încărcătură pe teren. E pur și simplu că nu este prevăzut. Păi nu este, dar de ce nu se poate prevede așa ceva? Dar să treci pe nevoie cu la fel. E pur și simplu, puteți, frate, menționez. Dacă aveți în pădură, să nu trebuie foarte mic, dacă vreți să spun câte e. Le-am urat 100 de euro. Cât 100 de găini? Pentru valorificarea produsului montan, inițiativa dumneavoastră să meargă cu organizarea de piețe, deci vreau să zic, nu, mă rog, ulterior vor fi certificate și asta, dar organizarea de piețe în care omul de aici să meargă cu produsul lui și să vadă și bucureșteanul ce produs produce. Deci pe lângă ceea ce faceți, informările astea, ar trebui să aibă posibilitatea să vadă și el ce se întâmplă și cui adresează produsul și cât câștigă pe el. Da? Deci,
Tot cooperativa rezolvă. Da, știu că cooperativa rezolvă. Cooperativa rezolvă, dar am zis în pilotul ăsta, să zic, de plecare a zonei montane, să aveți în vedere și lucrul ăsta. De proximitate sunt soluții. Eu vă spun iarăși sincer, până ce prefectul, președintele Consiliului Județean, primarul, președintele egal, domnul Popa, când toată lumea asta, să zicem, nu se va îndrepta cu adevărat spre fermier, spre țăran, spre gospodar și împreună. Pentru că vreau să știți că nimeni nu o să vă tragă de haină să ieșiți de rând dacă dumneavoastră nu o să o faceți. Dar toată lumea care are o responsabilitate și spune lucrăm pentru binele comunității, trebuie să o facă, trebuie să vadă prin ceva, dar iarăși dumneavoastră trebuie să vă mișcați. Vă transmit tot respectul meu, voi veni de fiecare dată cu colegi specialiști pe teme când domn primar. Vreau să știți că pentru domn primar am un respect deosebit, e un om care îl cunosc de câțiva ani, are competențe, a fost, a văzut lucrurile și sigur mă bucur să schimbe multe, multe lucruri aici la Năruja. Vă doresc sănătate și înțelepciune! Mulțumim! Și nu uitați să mergeți la Avia!